Salut! Bine ați revenit pe canal! Dacă nu v-ați abonat, cred că e momentul să o faceți. Share pe story dacă vă face plăcere. Ne găsiți și pe Instagram, pe Facebook, Chitambreiaj Volantă. Promoții, oferte, nu uitați și de site-ul www.chitambreiaj-volantă.ro. Oferte promoționale, personalizate pentru abonații canalului nostru Chitambreiaj Volantă. Dacă tot am vorbit săptămâna trecută despre modulele de ambreiaj în general, la ce sunt bune, de ce să le luăm, care ar fi avantajele și dezavantajele, m-am gândit să facem un modul de ambreiaj pe look. Și așa am zis că sunt puține acelea pe look, majoritatea sunt pe Zax, fiind o particularitate a lor, așa că haideți să începem, dar nu uitați să vă abonați. Astăzi o să vorbim despre un kit de ambreiaj, modul preasamblat, de la producătorul Look. Am spus, destul de răruțe aceste kituri preasamblate, adică strânse, centrate și echilibrate placa și discul pe volantă din fabrică, nemai fiind necesar să fie strânse, centrate, echilibrate de către mecanic, nu mai sunt necesare trusa specială. Dacă ați ratat videoclipul anterior cu și despre modulele preasamblate, o să aveți un link în descriere, o să aveți și un card, așa că să începem cu ambreiajul acesta. Este vorba despre un kit de ambreiaj de la producătorul Look, 60.000-0600, pentru motoarele ale H, AXR, 90-101 cai, cele care sunt considerate cele mai rezistente motoare și cele mai fiabile motoare din gama Volkswagen Audi. Există pe canal deja acest modul preasamblat pe producătorul Zax pentru echiparea Zax. Sunt interschimbabile între Look și Zax. Dacă aveți un kit de ambreiaj pe mașină cu volantă pe Zax, se poate înlocui cu unul pe Look fără nicio problemă, doar să puneți întreg ansamblul de același producător. Vom vorbi despre asta și săptămâna viitoare. O să fie un video cu o comparație între 1.9 ale HXR pe Look versus Zax ZF Aftermarket. Să vorbim despre acesta momentan. Panșonul de ghidare, rulmentul de presiune, discul, placa, volanta cu masă dublă și seturile de șuruburi care le vedem deja puse la locul lor. Manșonul de ghidare, am mai vorbit despre el. Manșon de ghidare pentru rulmentul mecanic de la producătorul Look. Este indicat să fie înlocuit atât timp cât vine și în pachet. Observăm că este polișat codul de original, deci manșonul vine pe original. 3 găuri de prindere, vaselină, are și un simmering, rulmentul de presiune mecanic, cele două aripioare care se vor prinde în furcă, vedem că se blochează, pe ei se va ghida pe manșonul de ghidare, rulmentul. Mai vorbi despre asta, este același rulment ca pentru toată gama 1.9 de la Volkswagen Audi, produs de INA. Nu uita că în următorul videoclip vei vedea și diferențele între modulul preasamblat pe Look cu modulul preasamblat pe Zax pentru motoarele 1.9 ale HXR. Este o particularitate doar pentru aceste ambreiaje, mașini AXR ale H. Vin module preasamblate și pe Look și pe Zax. În general, pentru orice altă motorizare nu vine decât pe Zax preasamblat, iar pe Look vin pe bucăți ambreiajele sau cel mult vine pe Look, dar nu există Zax. Să continuăm. Placă de presiune fixă, nu are mecanismul acela de autoreglare de la Look. Este vorba de un ambreiaj destul de vechi, încă Look-ul nu inventase decât pentru puține ambreiaje acel sistem self-adjusting clutch de autoreglare a arcurilor. Discul, ghetribe, parte de montare corectă, deja din fabrică, spre ambreiaj, adică spre placa de presiune,
Vedem și codul 3230370, 3 arată că este placă de presiune, 2-3 că este de 230 diametru. Observăm că este deja strâns din fabrică, gravura LUC, codul plăcii de presiune 1-2-3, iarăși placă presiune 2-30, tintele lipsă pentru ghidaj, nu este un defect de fabricație, nu este rupt, cum mai întâlnim cazuri să ne sune clienții și să ne întrebe, dar de ce este rupt, nu este o problemă, nu este o defecțiune, ci așa este el conceput pentru a se putea ghida pe arbore sus și jos. Vedem pe disc ștanța LUC, tipul plăcii de presiune 9H16 revizia 1, se observă gravura în material LUC, numerotarea plăcii este bucata 117. Ar trebui regăsit și pe disc același lucru, numai că nu putem acest lucru să-l vedem pentru că este deja premontat. Coroana dințată vine la față cu volanta. Observăm că nu este ca la Ford sau ca la Opel, acei dinți ușor ascuțiți, sunt niște dinți plați. Codul modulului 4170019-11 este un cod mai deosebit. Mai rar sunt coduri cu 417, în general 417 arată că este un modul de placă cu disc și cu volantă masă dublă, la care se adaugă rulmentul și manșonul și se transformă într-un kit compact 600-000600. Aici avem ghidajul volantei pe arborele cotit, punctul 0, tipul volantei 19G13. Să vedem pe partea dinspre arborele cotit, plumbii de echilibrare din fabrică, ghidajele pe arborele cotit, partea care va intra pe arbore din volantă, vedem și butucul de la disc, care să nu uităm trebuie să aibă același număr de dinți ca axul cutiei, altfel pot apărea probleme, pilitură în cutie, mașina și discul nu se va învârti corespunzător, va patina. Deci mare atenție, discul trebuie să aibă, butucul discului trebuie să aibă același număr de dinți cu axul cutiei. Șuruburile de fixare, vedem pasta autoblocantă, odată strânse, acestea vor rămâne blocate acolo datorită temperaturii și nu se vor desface în timp. Nu au cum să pice șuruburile din modul până la montare. O volantă pe spate ușor îngropată în arbore. Observăm șuruburile în găuri și discul care are găuri speciale pentru a putea băga cheia dinamometrică și pentru a putea strânge șuruburile. Odată strânse și pornită mașina, discul se va învârti, iar acesta la desfacere nu va mai pica în aceeași poziție ca să poată să fie desfăcut la fel, ci va trebui desfăcută placa din șuruburi, scos discul și apoi ajungem la șuruburile de la volantă. Așa ne putem da seama și că modulul este nou, pentru că discul are acele găuri care vine doar până la prima pornire a mașinii, fix pe găurile de la disc, ca să se poată băga cheia dinamometrică și a se strânge. Nu este un modul deosebit, este un modul simplu, am mai văzut, există pe canal și o să aveți Car și Link și cu varianta pe ZAX. În curând o să fie și comparația cu ZAX. Haideți să vedem și jocul. Păi ăștia nu pot să-i dobor, să mor. Să vedem jocul radial.
Nu este un joc foarte mare, nici putere mare. Pe aceste modele sunt foarte mulți care optează pentru o volantă cu masă simplă și un kit de conversie. Încă merge, nefiind o putere de 140 de cai, să apară probleme. Radial jocul. Nu prea există. Cam asta a fost despre ambreiajul AXR ALH. O să vă las link cu varianta pe Zax. Dacă nu te-ai abonat, e momentul să o faci. Un share pe story, Instagram, Facebook. Ai aici toate detaliile de contact. www.kitambreiaj-volanta, site-ul nostru. Oferte, promoții pentru tine ca abonat. Așa că abonează-te și ne vedem data viitoare. Te-am pupat!